Bun găsit, nu e vacanță fără o doză mică de fițe. Dacă vrei să fii văzut, e obligatoriu să mergi la Mamaia. În cluburile cu pretenții au fost petreceri de pomină în cea de-a doua noapte de mini-vacanță. Agitația de pe plajă s-a mutat la căderea serii în cluburile cu ștaif. Nimeni n-a dormit în Mamaia. Cele mai în vogă melodii au răsunat în boxe, s-a dansat în neștire, iar băuturile fine au curs în pahare. Tinerii s-au întrecut în ținute care mai de care mai extravagante, iar unii s-au pregătit temeinic și la capitolul mișcare scenică. La unul dintre cele mai exclusiviste cluburi, doar intrarea costă 500 de lei, însă pentru a avea loc la masă trebuie să faci o consumație de cel puțin 1000 de euro. Meniul este pe măsură. Organizatorii pun la dispoziția clienților cele mai fine și sofisticate băuturi. Zeci de DJ care cunosc toate secretele unei nopți explozive sunt prezenți pe litoral și pentru că nu au vrut să rateze atmosfera, mulți tineri au venit chiar și de la mii de kilometri distanță pentru a petrece până în zori. Nici vedetele, dar nici cei care au conturi cu multe zerouri în bănci nu au stat acasă în aceste zile, au petrecut pe litoral și și-au etalat hainele și poșetele scumpe. De aici nu au lipsit Anca Serea și soțul ei, Adi Sână. Și stilistul Adina Buzatu s-a distrat la mare. Băuturile fine au încărcat notele de plată, iar șampania a fost adusă cu roaba. La Vama Veche, decolteurile, ștrasurile, coafiurile și pantofii cu toc nu au loc. Ginșii și hanoracele sunt la putere, iar muzica e alta. Vamaioții au dansat, au făcut focul de tabără. S-a vândut câlția, câlția are cotă bună? 20 de secunde, atât. Da, avem această latură. Noi românii ne place strălucirea, ne place luxul. De unde vine luxul ăsta e altă întrebare. Alături de mine vă prezintă invitatele, doamnele Monica Tatoiu și Sarmiza Androni, consultant. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Și vom vorbi despre toate aceste chestiuni care țin de imagine. Începând cu petrecerile de pe litoral și continuând cu imaginea publică a doamnelor, cel puțin azi ne-am ocupat de doamne, doamnele politician. Vom vorbi și despre doamna Dăncilă și despre doamna Alia Olguța Vasilescu. Dacă e să facem așa o analiză, punând toate aceste date cap la cap, cu ce ieșim noi în evidență, românii? Cu extravaganță? Cu contraste? Cu ce ieșim noi în evidență? Dar nu e vorba numai despre români. Cu ce ies în evidență cei numiți noi îmbogățiți? Cei care au sărit de la WC-ul în curte la mașină de 100.000 de euro. Repede, netrecând prin... Îi vezi la Paris, îi vezi la Monaco, îi vezi la Courchevel, îi vezi la Los Angeles. Adică nu-ți imagina că la Los Angeles, când te duci pe descasele alea de neam prost, da? Care se vând cu zeci de milioane. Neamul prost nu le întâlnești numai la București. Evident. La noi este mai evident, pentru că discrepanța între baza săracă și needucată și așa, care o vezi în metrou, care o vezi în trenurile de muncitori, care încă mai circulă, și ăia care se duc la... Dar diferența este la fel de mare între ei, care se duc în Vama Veche și se îmbată ca niște porci și lasă după ei
ca la porci, și aia care se duc în asta de fițe. Sunt la fel de mitocani. Unii au banii bine, de la tata. Bine, nu ar fi toți, Doamne, iartă-mă. Acum deci, nu vreau să generalizăm. O secundă. Nu știu câți dintre voi ați fost să vedeți cum arată litoralul după ce se termină zbenguielile astea. Mizerabil. Așa arată și la Rio de Janeiro, în zona în care se omoară ea și se droghează dimineața până seara. Poate pentru că și în Brazilia există o clasă de da-i place lui Dragnea vârf, să meargă acolo. Da? Oameni care, într-adevăr, au foarte multe resurse și oameni care o duc foarte prost și care sunt și expuși tuturor acestor pericole pe care, slavă Domnului, noi nu le avem. Cum vezi toată această expunere de strălucire, de opulență, de bani, de bunăstare, e ceva cu care ar trebui să ne obișnim ca fiind un lucru firesc? Sau e pur și simplu bucuria unor oameni care pentru o perioadă scurtă vor să arate că... Exact asta am vrut să spun, că o să sune puțin ciudat, însă în cercul meu se discută și știu persoane care își strâng bani, persoane tinere, care își strâng bani tocmai pentru a ajunge de 1 mai pe litoralul românesc. De ce? Pentru că acolo își fac noi cunoștințe, pentru că au senzația că fac parte dintr-o categorie din care nu fac parte, din păcate, și la un moment dat ajung acolo și pe urmă sunt nefericite aceste persoane pentru că nu pot ține pasul. Da. Deci am cunoscut asemenea persoane și este un paradox și e nepotrivită această atitudine. Însă în România există deja o istorie a acestor petreceri, dacă facem o comparație, sigur, nefericită, dar pe vremea comunismului și pe vremea când ne conducea Nicolae Ceaușescu, eram foarte fericiți să ieșim, să facem mici la pădure și să ne bucurăm în cercurile noastre de prieteni, fără să epatăm cu nimic. Aici, acum, lucrurile stau altfel și există o generație care, din păcate, crede că dacă nu face parte sau nu-și permite să meargă acolo, ajunge să fie frustrată. Dar ține și de educația pe care o primesc în familie, da? Deci, beizadelele astea care umplu tabloidele din România, fiul meu a pus la școală americană. Acolo unii, mâine pe mine, vin cu elicopterul, da? Păi au venit. Păi deja au venit. Da? Și fiul meu când nu vrea să se urce într-o dace, că a zis că nu e rușine, da? Beizadelele astea au crescut. Fiul meu și-a închis din cauza acestor asocierii, ca să nu fie asociat cu această faună care ne face de râs. În Franța nu o să-i vezi, urlând, țipând, acolo discotecile sunt în mijlocul pustiului. Francezii vorbesc, eu sunt îndrăgostit din motivul ăsta de Franța. Fiul meu și-a închis Facebook, și-a închis Twitter, toate. Pentru că în momentul în care vrei să accesi într-o anumită, la un anumit status, oricât de mulți bani ai avea, dacă ești neam prost, îți iau banii, și după ce ai ieșit pe ușă, râd de tine. Asta înseamnă ăia care au bani, care au stat, știi, asfaltul a fost tasat, bine, generația mai tasează, se mai duc la școală, învață să vorbească, să scrie corect, să mănânce corect, să stea corect pe scaun. Neamul prost își cumpără un palat, exact ca așa, îi vezi, arabi de la Monte Carlo, toți cu mașini de nu știu care. Francezul, inclusiv la Boston, sunt aia care vorbesc tare, să nu știu ce, și aia de viță, așa, nu își deschid ușa. Există o istorie veche a Franței, probabil că de asta manifestările acolo sunt altfel. Eu nu i-aș critica foarte tare, până la urmă este tot un fel de abdatare a României la noile trenduri din străinătate. Sigur că noi am făcut multe eforturi să ajungem la un anumit nivel și probabil că iată, ne-am abdatat și cu acest lucru. Și până sunt să se firești, taseze banii și pe care spunea doamna exact, Pasoi, vine de neauște. Pe de altă parte, îi compătimesc pe cei care nu țin pasul, îi compătimesc care fac efortul despre care vorbeam mai devreme și îi compătimesc de asemenea pe cei care se duc acolo doar ca să-și facă selfie-uri și ca să demonstreze că au fost acolo fără să aibă substanță. Dar există oameni cu bani care muncesc, nu
aș intra în zona asta. Evident, neapărat. Există copii care au părinți foarte bogați și atunci, da, se duc acolo. Cred că e un lucru absolut firesc că acest trend, iată, a ajuns și în România și deja are tradiție. Și tradiția, dacă e să vorbim de ea în acest context, de partea cealaltă a baricadei, tradiția spune că trebuie să mănânci mici în perioada asta neapărat. Dacă n-ai unde să te duci la pădure, undeva, într-un loc amenajat... N-ai voie să faci oriunde grătar. N-ai voie să faci oriunde, dar pe balcon oare ai voie? Haideți să vedem imaginele. Iată cum faci grătar cu furii, cârnați și mici. Etajul 3. Locuitorii din Piatra Neamț au avut parte de o priveliște neobișnuită. La etajul 3 al unui bloc, un bărbat prăjea de zormititei. Omul nu s-a mai obosit însă să coboare din apartament și a încins grătarul direct pe balcon. A scos pur și simplu grătarul pe geam și într-un echilibru precar a pregătit masa. Fumul a umplut în câteva minute toată strada. Câțiva tineri l-au surprins pe bucătarul amator și au filmat întregul moment. Filmarea a ajuns virală pe internet. Înregistrarea a strâns mii de comentarii, iar în timp ce unii sunt amuzați de inițiativa bărbatului, alții s-au arătat indignați de gest. Da, iată ce spunea doamna Tatoiu, că unora poate chiar le-a dat idei. Există o lege, există o lege, n-ai voie să faci, dacă faci, trebuie să ai aprobarea vecinilor, da? Eu am amendat niște francezi de la mine pe stradă, de pe stradă, care și-au făcut grătar cu pește, fără să-mi ceară mie voie. Și au zis că în România se poate. E, în Franța nu e voie și trebuie să respecti legea, o respecti și în România. De vină sunt tinerii aia, că în secunda a doi trebuia să sună la poliție și să-l amendeze pe nenea ăla, că este încălcarea legii. Încalcă pe balcon, o încalcă în parcare, o încalcă în pădure și lasă după el ca la porci și, pe urmă, toți o să facă la fel. Și la un moment dat o să ne sufocăm în mirosuri de grătare și de gunoaie. Coerciție, la francezi au ars peruc prin Evu Mediu. La noi nu s-a ars peruc. Și uite rezultatul. Nu o să se întâmple nimic și va fi un exemplu pentru multă lume, pentru că, din păcate, este oglinda unei categorii sociale extrem de mare în România. Până nu se va vedea în mass media că, iată, au fost amendați niște oameni sau, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva, nu se vor opri aceste evenimente. Din potrivă, așa cum spuneați mai devreme, e posibil să fie un soi de va fi un exemplu. Trend. Problema mare este că acești oameni care pun în pericol, până la urmă, viața altor oameni, nu se limitează doar de a face mici pe balcon sau de a prăji cârnați sau așa mai departe. Cu siguranță mai beau și o țuică, mai beau și alcool și atunci pericolul este cu atât mai mare. Și aruncă gunoiul pe lângă ghenă. Bun, acum, dacă e să vorbim despre categorii sociale, pentru că e și asta o discuție și e importantă în România, pentru că mie mi se pare că e greu să cataloghez, e greu să faci diferența. Există la noi clasă de mijloc, pentru că am văzut, e vorba în primul material de clasa de vârf, de oameni care își permit mai mult sau mai puțin, chiar și dacă fac eforturi unii să meargă să-și facă selfie, și cealaltă categorie, oameni care fac grătarul în balcon. Între cele două categorii mai există ceva? Sau e ceva consistent? Știți ce se întâmplă? Cred că au ajuns la pensia aia din clasa de mijloc. Clasa de mijloc sunt oamenii care merg la școală, sunt educați, care au terminat, au niște competențe într-un anumit domeniu. Clasa de mijloc, dacă ne raportăm la sumele de bani, la veniturile pe familie, există. Dacă ne raportăm la bun simț, folosirea corectă a limbii române, scriere corectă, gândire pe termen lung, gândire critică, analitică. Școala românească în ultimii 25 de ani s-a dus la vale. Și produsul lor sunt aceste fete care îți răspund la centrele când, unde vrei să te plângi, la gaze, la apă, la telefoane și ce. Nu vorbesc corect românește? Sunt obraznice? Nu știu ce înseamnă politețea? Ăștia lucrează multinaționale, ar trebui să fie clasă de mijloc. Dar sunt mitocani. Tocmai, există o clasă de mijloc pe care să ne putem baza și care să ducă mai departe dezvoltarea economică de care ni se tot spune. Pentru că pe ei și pe cei care produc ne putem baza totuși din acest punct de vedere. Eu cred că există clasă de mijloc. A început să se mărească cumva în România și dacă îmi permiteți,
făcând trimitere la cele două materiale ale dumneavoastră, clasa de mijloc, din punctul meu de vedere, este acea categorie care stă la, într-o casă undeva lângă un oraș mare și face micul în propria curte. Cred că asta este clasa de mijloc. Nici aia nu e. Da, mă rog, știți bine că se întâmplă acest lucru. Referitor la educația despre care vorbeați, eu aș fi un pic mai optimistă. Eu cred că lucrurile, tocmai pentru că avem o așa deschidere, eu cred că copiii noștri, în funcție de educația pe care le-o dăm, sigur că pot învăța și sigur că la un moment dat vor mări această clasă de mijloc despre care discutăm noi acum. Lucru grav însă este că din această categorie de mijloc pe care greu o identificăm, sunt persoane care se duc la evenimente de 1 mai, cum am văzut pe litoral, da? Și în același timp, tot persoane din clasă de mijloc se duc la prieteni la bloc și fac mici. Și atunci nu mai identificăm clasa de mijloc, dar cu siguranță ea există dacă ducem această discuție puțin mai departe decât ideea de 1 mai. Da, tocmai pentru că aceste sărbători îți arată o departajare destul de clară, dar care poate să nu funcționeze în restul anului. Adică vezi, o parte dintre oameni sunt la loft, altă parte sunt la vama veche și altă parte, nu știu, se duc la grătar. Sunt în concediu cu 25.000 de euro în Dubai, am înțeles. Da, aceea e o categorie foarte mică. Da? Nu, dar să știți că la Vama Veche și la 2 Mai sunt foarte mulți oameni cu bani. Așa e. Sunt, și acolo sunt două categorii. Sunt oameni care au bugetul foarte mic și care nu-și permit mai mult de atât și sunt oameni cu foarte mulți bani care... Cărora le place să trăiască așa. Nu sunt doi mai. Mă refeream strict la zonele în care pur și simplu vedeți, dacă îți permiți să mergi cu avionul și să ieși în străinătate, ai un anumit venit. Să mergeți cu avioanele pe linie sau de low cost cu plecarea din București. Unde sunt părinți care vorbesc în engleză cu copiii care sunt obraznici, care țipă, deci vezi tendința clasei de mijloc, care se scoală înainte să oprească avionul la poartă, care se trag hainele îmbrăcați bine, cu puțină barbă, cu fițe, haine și așa mai departe, dar fără bunul simț de a respecta legea. Spune așa, te așezi, îți iei centura, îți spune, stai jos când sunt goluri de aer. Nu respectă legea, clasa noastră de mijloc. Și copilul face ce vede la mama și la tata. Mama și tata au o morgă, adică ăla care se duce cu sacoșa să lucreze în Italia, că merge în același avion care pleacă la Milano, da? Și vezi pe tafițe, eu circul foarte mult și mă și uit urât, da? Am zis într-o zi că o să fac poze și o să fac pe Facebook la mine, așa, da? Așa, păi nu se mai poate. Vă urmărim pagina de Facebook. Deci nu se mai poate. Până una alta, nu ar trebui să ne mire foarte mult faptul că în România lucrurile sunt foarte împărțite.